ori familia. Genul programului: comedie. Eu nu înțeleg o chestie. Servici bun ai. Arătoasă ești. Cum de nu s-a lipit de tine un tip bine? Păi, fată, în primul rând eu vreau un tip foarte bine, nu bine. Și asta pentru că am standarde înalte. Am de unde să aleg. Da? Mai așteaptă vreo 20 de ani că o să culegi, nu mai alegi. Da, peste 20 de ani o să culeg flori din curtea vilei mele din Elveția. Aolea, dar ce modestă ești. Și de ce n-aș fi? De ce m-aș subevalua? Mă scuzi. Hei, vă salut! Vă salut, dormitorul. Pe scări. Scări. Cine e? Ăsta e noul tău prieten? Nu știu, nu-l cunosc încă. Dar la ce haine de firmă poartă ar putea fi noul meu iubit? Așa ne anunță. Dacă ești atât de nebun să nu poți telefona, internează-te! Păi mă duc să mă internez. Ah, tu erai. Ce o să știu, mă, că erai tu de să ghicesc? Păi și chiar dacă era un nebun, pardon, un pacient de-al tău, tu nu poți să-i vorbești așa. Nu pot. Din cauza lor am ajuns așa epuizată psihic. O să rămâi fără clienții în felul ăsta. Nu o să mai vrea nimeni la tine. Dar nici eu nu-i mai vreau pe ei, da? Că dacă sună, îi refuz din start și îi programez la Paștele Cailor. Și atunci, dacă tot stai degeaba la cabinet, de ce mai stai? Du-te acasă, ia-ți o pauză, fă ceva. Da, chiar am nevoie de o pauză. Mai mare, așa. Cărări. Bine că n-ai nimerit o paia care duce în garaj. A chefuit toată noaptea, mă, să mă culc. Nu poți ieși sus, prietenul tău? Prietenul meu? Cum așa? I-a intrat aseară și s-a dus direct în dormitorul tău. Ce tupeu are și Igor ăsta? No! Nu e Igor. Oricine ar fi, spar botul. Stimate domn, vă atrag respectuos atenția că sunteți într-o eroare de exprimare. În ce sunt? Încă un nimic în pat, n-am pierdut nimic. Dar vila asta ce cauți, mai pierdut ceva pe ea? Persistați în eroare. Unui necunoscut nu îi spuneți cu bă, îi spuneți cu dumneavoastră. Bine. Ce mătii căutați dumneavoastră în patul meu? Dumneata, articulează. Cum să articulez? Adică cuvine asta, mă, tu ești dumneavoastră și eu sunt dumneata. Sunteți agramat sau retardat? Auzi, nu mă faci tu pe mine anagramat la mine în casă. Dar casa asta sunt ce vreau, cum vreau și cum vreau mușchii mei, clar? Da, nu, așa e corect, asta chiar nu e ceva de dorit. Crezi eu că nu-i ceva de dorit să vrea mușchii mei ceva, da? Hai, coboară jos. Cobor când o să fie gata micul dejun. O, că asta le întrece pe toate. Nu, așa e, aveți dreptate. Micul dejun e cel mai important, mult mai important și decât cina și decât prânzul. Corect. Du-te mai încolo, mă ating eu. Ai săpunul tău sau scot eu palmea? Ah.
dimineața! Cerul, îmi pare că m-am trezit. Aoleu, deja ai gânduri negre? Erau gânduri frumoase. Măi, Teo, măi, termină, măi, că tu nu poți să faci așa ceva, tu ești psiholog? Nu știu, știi, ce are face asta? Păi, tu nu poți să visezi... Viața e frumoasă aici pe pământ deocamdată, o să aflăm vorba aceea, o veșnicie ce-i pe lumea alaltă. Mă, Popolescu, tu te-ai dus cu capul? Nu poate omul să viseze ceva frumos, că te gândești că moare, Doamne ferește. Dar ai visat frumos? Ce putea să fie frumos acolo în... sau ai visat raiul? Am visat raiul pe pământ. Se făcea că eram pe plajă, așa, cu palmieri, cu apă cristalină, albastru, verzui, așa, și caldă, caldă. Caldă. Erau și de aia cu coadă? Erau. Ce ți-am zis că ai visat iadul, nu raiul? Ce ți-am zis eu? Nu era iad. Bă, și ce-i până la urmă cu pietele maimuțe de le crezi în iad? A, maimuțe erau! Da, maimuțe! Vreau să mergem într-o vacanță exotică. Ne consolidăm relația și îmi consolidez și eu nervii. Păi cum să mergem, că eu n-am concediu, eu nu știu dacă îmi dă Mateescu. Sună-l, că nu mai am răbdare până vii tu de la serviciu. Hai! Cum să-l sun acum? Tu sună, dar nu mai stau, nu contează, ai băut tu pentru el, hai. Șeful, bună dimineața! Să trec. Ce vreau să vă întreb? Îmi dați și mie zilele alea de concediu care mi-au rămas puțin? Cum nu se poate? Pe cine trebuie să aprobe? Ce? Cum adică n-au personal la centru? Nu-mi dă, mă! Da, e, lasă că îți dau eu concediu medical. Gata, du-te și ia biletele, last minute. Ai grijă să nu fie cel mai scump, te rog. Hai, fugi! O, da, îmbracă-te că nu poți să duci în pijama, hai, dă-i drum odată. Păi, stai, mă. Mișcă. Poate că aici nu era, e iad, hai, mișcă. Cui trebuie să-i mulțumesc pentru acest mic dejun fantastic? Alături de două atât de frumoase prezențe feminine. Naturii, bă! Dar noi, cui ar trebui să-i mulțumim pentru prezența ta aici? Cum adică cui? Mie, desigur. Da? Cu cine trebuie să vorbim să te ia dracu de aici? Cu una dintre ele, care mă va lua de aici și mă va duce sus. Să mergem. Ce vorbești? Stăm cu banii! Eu zic că mai bine... În ordine alfabetică, să nu se supere nimeni. Ah, perfect! E înainte lui V. Nu e democratic. De ce una să aibă doi și una niciunul? Dacă-i dă voie soțul... Îmi permiteți să vă răpesc soția pentru câteva clipe? Răpiți-o, că nu e soția lui. Am înțeles, mă gândeam eu că glumește. Te rog, până coborâm să ne pregătești un prânz apetisant. O să avem o foame de lup. Auzi, dacă tu o să ai o foame de lup, eu o să am de cățea. Alo? Igor, pe cine mi-ai trimis, mă, pe cap tâmpit? Da, șef, mă, ce... Nu vă supărați, că întrebam și eu ce... Dar ce țipați așa, că am fost... De ce întâlnești primare? Dar te... Știu. L-a trimis Pupăză. S-a exclus că aș fi știut. Nu l-a trimis Pupăză, că... Unde e, mă? Stai un pic, că mă... Cred că e ăsta... Hasan. Ce, mă? Unde e, mă? S-a dus cu necunoscutul. Ce? A ieșit în oraș cu necunoscutul? Incredibil! Păi nu e incredibil, ci mai incredibil e că s-au dus la mine în dormitor și spus: vino repede acasă să vezi. Ce? Și repede s-au mișcat. Ai venit târziu, să știi. Dacă nu crezi, păi repede să te uiți. De când te-am văzut, m-a cuprins un dor nespus să mă pierd în ochii tăi albaștri și în văpăi. Nu am ochii albaștri, tu ești miop sau discromat? Să știi că nu mi-am permis să mă uit mai de aproape la chipul tău. Încercă cu Varvara. Iar ochii albaștri? Da, chiar doi. Da, dar eu sunt fidel. Și eu? N-aș putea niciodată să te înșel cu Varvara. Nici eu n-aș putea să-l înșel pe Hasan cu tine. Hasan? Dar cine e Hasan? Hasan e personaj de desen anim... A, nu, ale Aladdin. Nu.
Poate ți-a nimeni un pumn în gură. Domnule, domnule, fii diplomat, nu ți-am jignit soția. Eu sunt doar un admirator întârziat. Mental. Nu, temporar, pentru că mi-ai luat-o înainte. Nu aveai oricum, că înaintea mea a fost altul. Dar după mine nu mai intră nimeni. Te dai cocoși în fața ei acum. Eu am vrut decât să-i citesc poezia pe care am scris-o să-mi spună doar dacă am greșit ceva. Păi da, atâta. Nu pusese niște virgule la locul lor. Și acolo i-a băgat. E tot de cu virgulă, dar nu știu de ce. Șeful, bre, nu vreau să mă laud. Bre, dar să vezi cum l-am pândit-o pe scrop tatu noaptea, bre. M-am făcut una cu mediu, m-am mătrâit ca șarpele. Bre, nu m-a auzit nici greier, nu m-a auzit. La un moment dat, jurai că nu știe, e gardul, sunt eu. A trecut un vagabond, până l-a stricat la el, era gata-gata. E scropul că e în casă. N-a făcit. Asta fiindcă nu știe că noi știm că își devalizează firma de turism. Exact, bre, dar când turiștii, când clienții vor să-și dea seama că au fost împuiți și au rămas fără bani, mă, când ori începe să o răcăi, să țipe, să răgnească, să ducă pe la toate posturile de televiziune, ăla și-a luat alpășista și-a fugit. Asta este șansa secției noastre. Asta să e... prindem un escroc, da, așa de mare. Da. Dar trebuie acționat rapid, că dacă intră ăsta în panică la ce relație are, până în Costa Rica nu se oprește. Exact, bre, șefule, ești mare. Fii atent ce vreau să spun. Asta este o operațiune de mare amploare. Deci nu poți să lași în cărca unui singur om să ocupe de treaba asta. Pentru că el, chiar dacă profesional, este extraordinar, este, e dat de model pe țară. Nu cred că vreau să culeg numai eu laurii, mai trebuie să participe toată lumea. Ai dreptate, ai dreptate. Implicăm toată secția. Toată secția. Toți. Când zic toată secția. Tenerife! Ibița. Sau Creta. Stai, bă, liniștit, că e încă acasă. Nu mai e! A plecat să cumpere bilete! Ce facem, bre? Bre, eu dau dracu de prietenie și de tot, păi ei l-ai pus pe cap de viață să spioneze, fără să mă anunți? E secret acțiunea asta! Ce-a treiaș la miaz? Când ne-am zis toată secția, toată secția, dar după ce vă discutăm? Și apropo de toată secția, vreau să fie ștanti Luții de la cantină, aia mare, care dă bine cu pumnul, și pe doamna Eleonora de la financiar, care arată într-o... Bre, toată viața mea am dorit să fac filaj cu doamna Eleonora. Nu mă lăsă! Te-ai scrântit chiorete? Nu, bre, dar m-a nevoit de cap! Ce spionaj, mă, ce filaj! Păi scrie, aiurez, poponețule! Ce aiurez, mă? Cum adică? Mie mi-a zis foarte clar! Nu, mă, nu! Mâna nu e genul care se anunță când își ia bilete că vrea să fugă. Nu anunță. Vrea să fugă? Păi după așa o manevră, ce-i vrea să facă? Din cauza clienților, tocmai. Până nu se prind clienții care au luat banii înainte și nu mai vrea să le dea înapoi nimic. De-aia-i ușuia pe aia când vreau să mai vină. Chiorete, ziceai că tu faci cât o unitate, că ești dracu pe sârmă. Exact! Că... Eu, șeful, eu! Și habar n-ai de nimic. Ha. Și lui ăsta nici măcar nu i-am dat misiunea și știi aproape tot. Păcătă și mământ! Ia zi, poponețule, nu știi cumva și unde vrea să fugă? Deci știi pe treia, că să-l ia, doar să știe. Deci mă din gură! Nu știu! Aha, e prost de bubui! Da, mă, dar poți să aflu, bă! De unde mă așteaptă? Da, așa! Poți să afli tu din ea! Alo? Așa, ai luat bilete? Și unde mergem? Mersi! Baleare! Destul! Destul, bă! Poponeț, ești arestat pentru complicitate la escrocherie. Yes, în celulă. Yes, yes! Șefui, ești nebun în locul meu? Păi eu am concediu medical, eu... Ești tu nebun, poponețule, dacă tu crezi că celebrul comisar Mateescu nu și-a dat seama că ai fost mituit și vrei să fugi împreună cu escrocul. Cu escroca? Dar să știți că eu n-am știut nimic! Chiorete? Da? Repede în celulă. Dar ce am făcut, vrei? Eu îmi băia picior! Nu mai... Mă, stai, mă, că nu tu! Bagă-l pe poponeț! Aha! Bă, că ăsta face pe prostul ca să pierde în timpul și să aibă timp complicele lui să fugă. Aha! Hai! Hai! Celulă, bă! Care, bă, că eu trebuie să mă duc în Baleare? Te duci, bă, și în calup de să pun, să aibă! Treci, bă, în celulă! Șeful, vreau să ne explicăm! Treci, mă! Bună! Am venit să te rog să-i dai drumul lui Poponeț un pic mai devreme ca să se ducă să-și facă bagajele să plecăm.
Pleci și tu? Normal că plec și eu, dar nu ți-a zis că pleacă singur. La bilete pentru mâine. Da, ia dă-mi biletele un pic. Poftim. Aha, biletele de-astea ieftine. Las mie. Ceva nu se leagă. Te convins că ceva nu se leagă. Dar și te miră că plec și eu. Ah, nu ți-a zis de plecare? Ba da, doar că nu știam că ești tu băgată în combinația asta. Ce combinație? Adică ce vrea să plece cu altcineva pe ideea mea? Cum adică pe ideea ta? Eu i-am zis să mergem în vacanță, că m-au tâmpit pacienții și nu mai rezist deloc. Da, aia te-a sunat să-ți ceară zilele alea de concediu. E clar. Acum m-am lămurit. N-are nicio vină, o să-i dau drumul imediat. Grațiela! Da, șefă! Adu-l imediat pe Boboleț. Da! L-aduc de la arhivă? L-aduci din birou, iei din birou și l-aduci aici. Păi îmi trebuie și... Teo, ia loc, Teo, te rog, sta în picioare, că nu e... Așa scapi din mână și pistolul? Da, nu! Da, am plecat. Să avem mari probleme să-l prindem pe escroc, că înseamnă că nu știm nimic. Ce escroc? Șeful nu vrea să vină. Pretinde scuze. Oh. Te-ai ascuns, da? Când ai văzut că vină. Nu eu, ei m-au ascuns pe mine în arhivă. Dar ce făcut așa de grab de la ai ascuns în arhivă? N-a făcut nimic. Am înțeles și eu greșit și am crezut că vrea să fugă din țară. Mm-hmm. Minți prost și nu ești credibil. Mă, nu cumva ați spus asta la calea mândei ca să nu mai pleci cu mine în vacanță, nu? Nu, jur! Da, acum minți bine, ești credibil. Să vii acasă să ne faci bagajele, ai auzit? Dă-te! Stai, uite, Moșca! Și obuși mici! Boboleț, am o veste proastă pentru tine. Ce? Să nu zici că mă bagi iar în arhivă? Dimpotrivă, am nevoie de tot efectivul. Pentru că e scandal mare. Sunt milioane de euro la mijloc, mii de păgubiți. Eu mă duc acasă să fac bagaje. Toate concediile sunt suspendate până în momentul prinderii excrocului. Poate până diseară se rezolvă așa de la sine. M-aș mira să se sinucidă ăla până diseară. Păi și eu dacă nu mă duc acasă să fac bagaje, mă sinucide Teo pe mine. Atunci nu te duce. Păi și unde să mă duc? Că biletele pentru Baleare sunt la ea. Te alături în dispozitiv lui Chiorete, că nici ăla nu doarme de două zile. Te crezi mai șmecher sau ce? Măi, sunt între Ciocan și Nicovală. Ce dragă, ți-a dat hârtia cu poezia? Să știi că mie mi-a recitat-o. Sâc! Nu-i fată nicio poezie. Sunt indicațiile cu ce vrea să mănânce la cină. Uite-l dracu, a ajuns de facă și meniu acum. Mamă, ce-am ajuns! Cum îl lade pe tine, te-a încălecat mai rău, că ți-a luat și dormitorul. Da, bă, am impresia că m-a încălecat mai rău decât pe tine. Mi-a luat dormitorul, nevasta. Da, mă, asta e, ne... domină pe mine și pe tine, mai mult intelectual, aia e. Da, dar atâta politețe în el, încă nici nu pot să-l refuz. E, atunci fă-i mâncarea favorită. Auzi, dar ți-a mai cerut și altceva și n-ai putut să-l refuz? Din păcate, încă nu. Bă, trebuie să chemăm poliția, asta-i, să-l chemăm pe Chiorete. Ce, cum să-l chem pe Chiorete? Că pe mine chiar mă interesează omul ăla și vreau să-l cunosc. Nu v-ați văzut ce haine de firmă poartă? Și vorbește tot timpul la telefon numai de vacanțe exotice. Ai termen până mâine să-l cucerești, că mi-a dat dracu constipația. Ăsta, constituția. Cucerește-l, profită de el și poate într-un fel profit și pentru noi, mai ales pentru mine. Că m-ar interesa și pe mine o excursie de-asta în străinătate, la Amara, la Tecuci, la chiar și mai aproape, la Mizil, la Titu. O, nu la Titu, nu, că... Thank you.
am toate motivele să fiu. Da, da, cred și eu. Noi acum trebuia să fim deja acolo, dar vă puneți culmea, nu s-a întors aseară acasă. Nu s-a întors pentru că a avut ceva foarte important de făcut. Să nu zici că a plecat cu altcineva. Vă bănuiam eu ceva în momentul în care tu m-ai întrebat pe mine așa mirat dacă vin și eu. Ce credeai tu? Că facem menajul a treia sau ce? Nu a plecat nicăieri. Până păpunezi, nu mai plec nici eu nicăieri, na. Apropo, ai văzut cine e în celulă? Iar? Dăm cheile și o armă. Cheile, uite, ți le dau, dar armă nu. Ah, ți-e frică că o să te aranjezi pentru ce făcătură mi-ați făcut, a? Dar nu e nicio făcătură, iar în celulă e dovadă. Da, e răsuflată. E patronul firmei de turism care a vrut să fugă cu banii clienților. Aha, deci din cauza lui am pierdut noi last minute-ul, a? Exact. Bun, și fără păpunezul puteai să-l prinzi? A avut și el rolul lui. Da, 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 și am avut rolul meu, de păcupaș, normal. Ca fapt divers așa pentru mine, de la ce firmă ați luat biletele? De la Mati Tourism Limited. Exact cum închipuiam, de la firma escrocului. N-au fost onorate contractele, vă dădeați seama de țeapă de-abia când ajungeați. Extraordinar, te pomenești că trebuie să-ți mulțumesc acum, nu? Nu, dar zi mersi că n-ați plecat. Nu te cred. Dă-mi cheile, să verific eu. Uite, uite, da. Vezi, poate poți să-l tragi de limbă să spun unde a spus banii. Teo, să-l tragi doar de limbă. La revedere! Alo, da. Și azi, mândro, l-ai cucerit sau nu mai ai putere de seducție? Da, bineînțeles, uite. Nu cred. Sau mă tineri, bine că ai venit, prică tu și nevaizată. Să trăiți, să trăiți, domn Chestor, stima noastră și mândria, domnul Chestor România. Sper că v-ați simțit bine acelea la noi. Să trăiți. Excelent, excelent, m-am simțit. Vă mulțumesc tuturor pentru amabilitate. Sper că nu v-a impresionat gradul meu. Dar n-am știut, mă, că ești. Sunteți. N-am știut, mă, că sunteți Chestor. Să trăiți, te respect. Dar ce te așteptai să fiu vreun prăpătit de agent ca ăsta? Sunt recunoscător. Să trăiți. Trebuia să vă anunț, mă, dar... Ți-ai bătut joc de noi, mă, dar și de el. Că dacă eram mai iute de mână, ți-l luam un șuturi de cum ai intrat în casă. Mare noroc a avut. Ce vrei, mă, că am fost în misiune, într-un dispozitiv de siguranță, n-am putut să pun mâna pe telefon. Era interzis. De ce l-ai trimis aici? A fost la o petrecere, s-a chelchelit ușor și nu putea să ducă acasă, că dacă mirosea madame soția că a băut, îi făcea un perdat de că-l ține sub papuc. E ținut sub papuc, e sub soție. Are soție! Da! De-aia am și zis, vină domnul Chestor să te hodinești la noi, că e spațiu, e bine. Și adeți o noapte. Ce nu înțeleg eu de ce a rămas două? Ca să se simțe și el odată, șef, bă! Că l-a pe șef a făcut pe aici. S-a impus? Incredibil! Adică? Incredibil că nu v-ați dat seama ce fel de om e, cât de puternic e, cât de... Auzi, Fiorete, te întreb și eu așa ceva, ca fapt divers. Soția lui are ochi albaștri? Da, dar de ce? E compus o poezie, mă! Așa e el, e foarte sensibil. Mă rog, noi am sunat-o pe doamna Chestor să o anunțăm că domn Chestor nu vine acasă, că e într-o misiune ultra-secretă, ca să-l prinsă pe patronul ăla de la firma de turism. El nu vorbește cu ea, mă, că dacă a pus mâna pe telefon, aia îl simte că mințește. El se dă de gol, că nu știe să mințească. Deci de-aia vorbea el de vacanțe și turism. Deci nu știe să mințească, a? Nu știe. Păi înseamnă că totul a fost degeaba, mă. Mai pardon, că acum îmi e dator vândut. Nu o să-ți fie. Din potrivă, o să te urască. Nu înțeleg nimic. Păi o să-i spună soției lui, dacă nu știe să mintă, că a fost cu Barbara. Cu Barbara? Du-te, mă, de aici, mă. Doamne, Chestor e un sfânt. Nu și-ar permite viața lui soacele pe nevastă sa. Că dacă îl prinde, îl rupe cu bătaia, dă și divorț și lasă și fundul gol. A, da? Barbaro, arată-i dovada. Am șters. La revedere, dovadă! Păi degeaba, că ai zis că nu știe să mită. O să se scape, sigur. M-am nenorocit.
Ba deloc, că nu s-a întâmplat nimic. M-am pozat eu alături de el când dormea tun, că mi-era rușine să vă recunosc că n-am făcut eu nimic cu el și n-am reușit să-l cuceresc. Ce nu știe? Cuceritoarea! Prost, Ima, așa sunteți toți polițiștii? Mă, șefii mărlani. Tot tine te strigă, mă, tot domn șef. Șefii amar, mar, mă. Păi cum, tu n-ai 1,85 m? Am avut o dată, dar între timp m-am deșteptat. Am mai coborât nivelul. Pardon. Prost ești, mă. Stai! Hai, venit! A, pot să-ți explic? Nu, nu mai e nevoie. Hai, fă bagajele că plecăm. Matescu a ridicat suspendarea concediilor. Yes! Da, dar biletele nu au acoperire. Ce, ai avut tu bani de alte bilete? E, nu, și oricum n-aveam bani pentru hotel de 5 stele, apartament nupțial, ori inclusiv unde o să mergem noi acum. Mamă, confunzi visele cu realitatea. Ești bolnavă rău, e foarte grav. Mai grav este că n-ai tu încredere în mine. L-am înghesuit un pic pe patronul hotelului în arest acolo, ca să-mi dea un acord scris pentru angajații lui și să ne servească totul gratis. Păi de ce ar face asta? Că pierde bani. E, pierde bani. Nu mai pierde, că în curând o să pierdă și hotelul, deci nu mai contează. Bine, totuși, de ce e așa de generos? Mă rog, să zicem că i-am promis că îi dau o scrisoare medicală prin care se atestă faptul că ar fi un pic nebun ca să-i îndulcească pedeapsa. A, deci v-a servit oarecum reciproc avantajos. Totuși eu zic că el are mai mult de câștigat. Stai liniștit că a plătit diferența, da. Da, i-am cerut banii pe care i-am dat eu pe bilete cu dobândă de 10.000%. Scârba, ce generos e pe banii păgubiților! Mă rog, noi nu o să fim așa generoși cu hotelul bogătanului. O să mă destresez vandalizând tot ce-mi pică în mână. Mamă, și eu să spăr farfurica la greci! Am zis eu, nu tu, da? Să facem bagaje. Ce-ați făcut? De ce-ți mă duc? Putulește-te, mă, să-l bagi pe Poponeț! Ha, da! Hai! Păi el, da! Păi vezi? Păi de ce nu te-am să-l bagi? Păi parcă mai aveai ceva de zis, bre! Da? Parcă mai aveai ceva de zis, bre! Ce, stă capul la dincolo, eh?